Bună la toată lumea! Bună! O să facem o sesiune de curățare pentru Iuliana, care este aici cu noi. Da. Avem o listă care o să fie investigată pe parcurs. Efectul aer condiționat, da? Iar restul ce o să mai reiasă. Bun, să pornim. Inspiră, expiră, relaxează-te. Într-un moment am să te ajut să te relaxezi și mai mult, fizic și mental. Într-un moment am să încep să număr de la 10 la 1, iar cu fiecare număr pe care îl spun, lasă corpul și mintea ta să se relaxeze și mai mult. Și 10, mai adânc, relaxată. Și 9, continuă să te relaxezi, iar tu poți auzi fiecare sunet din jurul tău foarte bine. 8. Însă niciun sunet nu te deranjează din această stare de relaxare. Chiar mai mult, fiecare sunet. 7. Inclusiv sunetul vocii mele te ajută. 6. Să te relaxezi și mai mult. 5. Mai adânc, relaxată, mai liniștită. 4. Ca și cum tot ceea ce ar conta pentru tine în acest moment. 3. Este să obții o stare de relaxare și mai plăcută. 2. Cu cât te relaxezi mai mult, cu atât mai bine te simți. Și cu cât te simți mai bine, cu atât te poți relaxa încă și mai mult. Și 1. Încă o dată, dublează relaxarea și observă cât de bine te simți, doar ca rezultat al acestei stări de relaxare. Declarăm deschisă această ședință și ne facem protecții pe noi și împrejurimile noastre pe tot parcursul ei, da, incluzând device-urile și conexiunile folosite. Iar acum, 1, 2 și 3, conectează-te telepatic și informațional cu partea sufletească a lui Liliana. Identifică-te informații de ce suntem aici și spunem cum o vezi. Deci pe ea o văd destul de luminoasă, are zone întunecate. Într-adevăr, adică nu este bine spus întunecat. Opace, da? O văd în fața mea în pățișarea care o are în fizic, este în picioare și cu palmele pe lângă, brațele pe lângă corp, cu palmele deschise spre afară. Ca și cum ar radia o energie sau ar respinge-o, da? Da. În același timp îi văd o copie, da, a Lilianei, dar vrea să semene cu ea, dar nu seamănă. Știi? Este ca și cum cineva s-ar strădui să-i facă chipul după cum este și se sparge în pixel și iese, da, altceva sau iese deformată mereu, da? Da. Este într-un fel de carte ciudată, da? În care parcă se intră ca într-o ușă pe foaia, pe fila unde se găsește ea, da? Da. Este ca un fel de portal cu foi de carte și fiecare acel ceva care intră are frecvența lui specifică, da? Ți-am zis, deci da, încearcă să copie. Iar cum este ea oglindită, este cum te-ai uita în oglindă sau ai face un video cu camera și întoarsă spre persoana respectivă care filmează și toate ies invers, da? Da. Deci stânga, stânga acelei unde este prinsă fila, să spunem, de așa zisă carte cuantică, da? Da. Un portal carte cuantică, așa vine informația, da? Este partea dreaptă a Lilianei, da? Da. Și pare că nu stă prinsă acea imagine cumva sau... Și au cusut-o cu niște X-uri ca și cum i-ar fi făcut cusături cu sfoară sau ață groasă în formă de X-ar multe. Știi? Da. Pe
pe extremitatea protecției ei, în această parte dreaptă, da? Sunt imprimate X-urile, dar nu intră în componența protecției și aurei ei, da? Da. Dar că sunt puse peste, da? Pentru că ce e acolo încearcă, ei încearcă să-i facă o copie, da? Da. Portalul acela fiind aparține de ființele de lumină falsă. Este frecvența lor, da? Este 887 frecvența. Da. Iar pagina este 876. Deci ar veni într-o frecvență dintre 888 și 777 toate derivatele. Toate cifrele, fiecare reprezintă cât o foaie, cumva așa. Da. Formația, da? Da. Și eu spun de pe acum să rupă această foaie, știi? Să se ducă cu hotărâre că suntem aici, suntem cu protecții și... Dar suntem mai mulți și unde mulți puterea crește, da? Da. Așa, și să se ducă și se duce. Deci este exact cât... Deci vârf crește tu capului acelei încercări de clonă hibrid, să spunem, da? O clonă hibrid, da. Pentru că nu este o clonă care seamănă, este o clonă cu ADN de la ea, nu este o clonă în adevăratul sens. Așa, deci pune și rupe, trage de foaie, este foarte elastică. Deci se întinde foarte tare, parcă ar fi făcută din siliciu, din silicon, așa se întinde foarte tare. Și atunci am spus să facă un fel de laser cu lumină și să topească până la rădăcină, știi? Da. Acum se deranjează și celelalte foi, parcă se topesc acolo în legătura acestei cărți cuantice și intră unele în altele, știi? Atunci foaia cade singură, știi? Și să știi că a căzut o pagină și cu imaginea lui George. Nu a fost pe frecvența ei, era mult mai înapoi. Mai multe foi, să spunem, un tenculeț așa. Și probabil și-a dat seama că o să o caute, da? Cumva imaginea lui nu este ca aici, este de la spate, da? Este un pic adus de spate în imaginea asta și este cu mâinile adânc în buzunare, da? Da. De ce, ce are acolo? Ascunde ceva? Nu, așa e prins de la spate imaginea asta. Parcă este o imagine când el merge undeva, știi? Da. Da. Și este altfel de prinzătoare, altfel de foaie, foaia lui. Foaia lui are un cadru bordu, așa, știi? Da. Adică e mult mai întărită imaginea lui, da? Parcă, nu știu, parcă s-au renăscut niște convingeri că toate chestiile astea pe care le facem noi n-ar fi chiar atât, ar fi mare parte reale, mare parte înfăite, pentru că marea parte a oamenilor cu care a de-a face în jur contrazic asta ce facem noi și, știi, noile credințe ale mamei, noile convingeri, să le spunem, să se confunde ale maimelor, da? Ca și cum ar zice că tu vrei să fiu toate astea și să mă țin deoparte, dar tu nu-ți dai seama că în felul ăsta eu mă izolez și toată lumea mă consideră ciudat, știi? Ceva de genul, știi? Da. Adică ca și cum iar cere să trăiască o viață extraterestră, da? În același timp fiind terestru în părțile care îi convins și spune nu se poate așa să trăiesc, zice, ascuns cu jumătăți de măsură, spune. Da. De asta zice, m-am întors la ceea ce sunt. La ceea ce eram, spune cumva și am acceptat, spune, știu ce este cadrul acela, spune. Este cadrul în care încearcă să ne încadreze ca un fel de
supliment akashic, știi? Zice că încearcă să ne încadreze și să ne țină evidența după ce o să terminăm experiența asta, zice, dar eu mai am încă informațiile din, așa zis, agentuță de ieșire din Matrix, spune. Și zice, încă mai am de ales. Știi? Da. Cu cât cadrul acela bordo este mai lat, mai gros, la cineva am observat că sunt, este, cum să spun, nesfârșit. Numai ce am răsfoit de la ea la George, să spunem, că așa s-a întâmplat, da? Da. Deci simt că sunt atașamentele mai mari, da? Adică am văzut foaie la care era imaginea foarte mică în mijloc, știi? Da. A ființei respective. Era încadrarea foarte mare, știi? În fine. Da. Și dacă suntem aici, n-ar fi bine să caute și s-a desprins singură pagina fratelui, parcă nici n-a fost prins aici, în cotorul ăsta, știi? Parcă a fost, cum era odată la albumele de fotografii, pagina transparentă de protecție a pozelor peste pagina unde se băgau pozele, știi, în foaia aia neagră. Așa, știi, și parcă a lui a fost o foaie așa transparentă, știi? Da. Și nu este în registrul ăsta, pentru că așa sunt potențiali scăpători. Știi, da. cei care ar putea fugi, deci sunt cu niște persoane urmărite, știi? Și vreau să mă uit la imaginea asta, la foaia aia, dacă mi se permite. Din nou, nu mi-au închis-o. Da, de și ce? La aceea cu bordura groasă, da? Pentru că mie, știi, bordura aia de era făcută din atașamente și atașamentele sunt din eterul dorințelor și ei lucrează mult cu materialul ăsta, știi? Da. Știi că dau surplus pe la corpurile eterice la oameni, da? Adică este corpul dorințelor, practic. Ceea ce zicem noi corpul eteric, știi? Da. Adică multitudinea dorințelor noastre, da? În momentul când le dorim, ele se plăsmuiesc, da? Și chiar dacă nu intră în alcătuire să le vedem în realitatea noastră, știi? Deci ele rămân într-o lume virtuală. Și părți din noi, dacă nu suntem atenți, continuă să trăiască acolo cu acele plăsmoiri, știi? Da. Așa, și deci o căutam pe soră, da? Da. Este al registru, este, dacă ăsta a fost vertical ca o ușă, ăsta este culcat ca o piatră de mormânt. Așa e de mare, da? Și registrul ăsta. Da. Dar cumva se, dacă nu se manevrează cu, cum să spun, există greutate aici, adică nu simt greutatea, știi? Vezi cum a sclipit mintea? Știi, imediat s-a, da, așa, știi, și deci nu există greu aici. Și foile când te gândești se răsucesc, știi? Apare, iarăși apare cu spatele, ca și George, da? Da. Apare cu spatele și cumva parcă este barată, da? Nu că să nu intervenim, știi? Adică că nu vrea, pur și simplu cele ce o barează sunt plăsmuirile de pe ea, știi? Da. Da. Și s-o întreb dacă ea vrea să-și ia foaia din registrul lor. Și ce spune? Este de acord? N-avea cunoștință de o asemenea foaie. Spunea, credea că legătura ei se face prin iubire, nu prin foi. Și evidențe, spune, puțin dezamăgită, știi? Așa că în momentul oportun a zis să o facă sol, știi? Da. Ei deja, ceilalți trei au ars foile până la pământ, cum ar veni, până la sol. Așa să zicem.
peste un sol, dacă vreau îl fac transparent și ne uităm dedesubt la vid interplanetar, da. La orice, pot să fac și un oraș, o planetă, uh-huh. Și să o văd sub picioarele mele, asta e minunat, știi? Așa. Da. Numai că nu vreau să conserv energia, pentru că ne trebuie pe tot parcursul acestei sesiuni, da? Da. Zice ceea ce ea nu face, spune sora, da? Și câteodată nu face nici Liliana, nu face lucrul ăsta, da? Nu face așa ceva pentru că ea se chinuie să o curețe pe cealaltă, da? Sau se chinuie să curețe spațiile, da? Și deci sinele comunică, ea de multe ori nu este cu mintea din inimă, este cu mintea fizică acolo. Mintea fizică creează tot felul de scenarii, de curățări, așa zice, dar nu trec profund înăuntru ei. Și atunci consumă energia destinată, să spunem, spațiului, segmentelor fizice, corpului fizic, de exemplu, da? Da. Și ușor încet ne apropiem cu observația de la acel eveniment de acum 2 luni, da? Da. Deci, văd în spatele la cearta respectivă, da? Dar tot timpul, nu numai la cearta respectivă. Deci, este o ființă ciudată, atât de urâtă, doar n-a să zic că e frumos dacă e urât față de standarde. Da. Nu judec, constat, pur și simplu, da? Deci, este un reptilian, are un corp cam deșirat pentru un reptilian, de multe ori ei sunt legați, adică e cumva adus de spate și cam slăbănog, da? Așa, și are niște aripi zințate, atârnate la spate și un cap așa super deformat, știi? Bineînțeles că este mult mai înalt, mult mai mare, așa decât el, și face un semn așa, către altul, aflat la distanță, ei nu comunică nici măcar telepatic, pentru că comunicările telepatice le pot prinde, să spunem, Liliana, da? Este trezită, sau noi, cei treziți. Și comunică printr-un limbaj de semne, da? A masonii. Deci ține palma desfăcută, orientată înspre celălalt, da? Degetele sunt grupate. Deci degetul mare este în palma adunat, degetul gras, degetul opozabilul, da? Este în centrul palmei, iar celelalte două degete sunt grupate câte două, câte două și alcătuiesc cu un V, dacă ar fi așa, știi? Da. Și vezi că semnul ăla de la Victorie, care îl arată lumea bine, că ăla e semnul încornoratului, asta să știi. Așa. Așa Victorie, deci nu își sărbătorez victoria lor, ci al ăla, l-aduc pe ăla în sensul victoriei lor, în fine, anul ăla îndecrem și închidem portalul, știi? Da. Și este ca și cum atunci când deschide degetele așa, da? Deci se emite frecvența respectivă, da? Da. Este cam negriu, așa, din dimensiuni mai dense, mai joase, reptilianul ăsta, da? Și deci se conectează la el pe bază, tot pe bază de pofte, de dorințe, da? Da. Lui este în legătură și cu un moș de-a lui, cu un unchi după bunic ceva, da? Da. Care a fost cu mare influență în familie, așa, parcă a fost sfetnicul familiei, înțelegi? Da. Deci are vâna asta, are programul ăsta. Deci este transgenerațional programul, clar aici, da? Și deci i-a ieșit în față tare nevoia de control, da? Deci în timp ce ea este cu ființele false de lumină, da?
El este cu ăsta, da? Care îl interferează și atunci intră în conflict tot timpul entitățile lor, da? Da. Pentru că și entitățile lor sunt interesate și de energia Lilianei, de exemplu, da? Dar nu poate să ajungă în proximitate din cauza scutului pe care îl pun astea prin soră, știi? Și atunci se încolțează unii cu alții, știi? Și bineînțeles că dau reacții, știi? Ca să se văd cum se duce energia aceea rea peste tot, da? Da. Da. Și Liliana a ajuns într-un impas așa că parcă nu vrea să mai înainteze în felul ăsta, în viața ei, da? Parcă loviturile, deși ea face ce este mai bine și are cele mai frumoase intenții, deci și pentru băiat, și pentru soră, etc., pentru tot, parcă, cum să spun, parcă vine să le lese pe toate și să se ascundă singură în casă, să mai știe de nimic. Așa, și din cauza ciondănelii dintre ei și din cauza situației de acolo și așa mai departe, da? Da. Și ia să vedem frecvența, care are legătură cu... Ca și cum ar fi un... Deci, percep o undă sonoră, ca și cum ar vorbi cineva într-un butoi și aude numai pe o parte. Deci un fel de scârții de pereții butoiului, scrâșnit, ca al unei hârtii. Deci nu am cum să descriu altfel zgomotul, da? Da. Deci frecvențele se încadrează între 537 și 637 de herți, da? Da. Nu prea este specific această frecvență reptilelor, să știi. Cred că este o frecvență împrumutată. Adică ei se codează, dar nu mai pot folosi frecvențele obișnuite din cauza acele portaluri prin care emanau acele frecvențele, deschideau, sunt interzise, da? Prin sesiuni sunt curățate. Și atunci, da, au împrumutat frecvențele de la alte rase, da? Da. Mie îmi vine că sunt frecvențele marilor bronzi. Așa îmi vine. Că sunt frecvențe închiriate, cum ar veni. Nu cumpărate complet, nu permutate complet. Adică pur și simplu au niște intervale orare, să le spunem noi, că corpurile noi le avem în legătură cu dimensiunea 4 a lor timpul, dar asta este așa și numai că ceea ce înțelegem noi este diferit de ceea ce este, adică având partea asta energetică dincolo de materie și fiind de fapt acea parte, mai puțin haina asta, putem manipula toate spațiile și dimensiunile, da? Da. Așa, dar prima și cea mai mare barieră este mintea fizică și apoi conceptele, programele se poate acolo în ea. Așa, în fine. Și da, îi spun să-și să noteze toți frecvențele. Da. Și un fel de alarmă la fiecare, da? Da. Acum, așa că, de ce se ceartă? Pentru că virgulă consideră că este afectată și sora Lilianei, știi? De frecvențele pe care le emite reptila, da? Da. Și lor nu le convine pentru că ei au propriile lor emisii, da? Numai că emisiile lor nu spe, adică nu intră prin urechi, prin asta, da? Deci intră prin creștetul capului, prin chakra coronă, pe acolo. Da.
Așa intră la ea, da? Deci Liliana le percepe și a dezvoltat la nivel organic, să spunem, un aparat de apărare, că altfel nu pot să-i spun, da? Da. O contraofensă sau cum este. Ofensivă, contraofensivă, știi? Uh-huh. Deci de asta toată partea asta este grea și ca înțeapănă, știi? Da. Și de la faptul talpa se umflă ca și cum n-a recunoaște terenul, da? Eu da. văd mai mult la talpă, că de la talpă începe să se bombeze piciorul, da? Parcă, uh-huh. parcă și încălțămintea când o cearcă este strâmtă, da? Da. Și microcristalele din oase și de la tot piciorul, că acum îl scanăm, parcă o aveau. Începe uh-huh. să se elimine o inflamație, toată structura, da? Faptul că au fost aceste probleme în ultimele luni, deci au dezvoltat partea uh-huh. masculină de luptă, da? Da. Și să știi că este într-o stare de luptă. Chiar dacă ea nu o simte și zice că este în armonie, da? Uite, cu toate astea care s-au întâmplat, a fost într-un fel de stare de luptă, uh-huh. da? Da. Da. Mă uit așa să elimine tot, să elimine toate fibrele aceste interferențe, da? Da. Și apoi, deci, este la nivel apoi de... Dar nu găsesc noțiunile. Și urmăresc procesul de eliminare. Ceea ce numim noi creatinină în corpul omenesc. Da. Deci valorile astea sunt mari, da? Da. Adică depuneri de săruri sau minerale în locurile uh-huh. în care ar trebui să fie. Ca și cum ele fug din partea stângă și întăresc partea dreaptă să reziste la luptă, știi? Da. Și deci poate înțelege și sunt sigură că înțelege. Și partea fizică, că ea nu este în niciun fel de lucru, uh-huh. da? Deci da. Viața nu este o linie dreaptă, că dacă este o linie dreaptă, deja devine un mecanism, da? Viața da. este cu suiușuri, coborâși, de noi depinde ce lecții uh-huh. învățăm din toată treaba asta, și din ondulațiile și curbele și urcările și tot ceea ce reprezintă viața, da? Da. Și atunci, dacă noi știm la nivel de sine că linia dreaptă, deci ne scrie în practic în tipare, în tetragramaton, uh-huh. iarăși, da? Da. Așa. Bun. Și atunci să accepte și să nu vrea linia dreaptă, da? Adică da. să-și asume faptul că au existat, dar asta nu înseamnă, da? Și deci în momentele când lovește disperarea, dacă din cauza situațiilor cum a fost acea ceartă, da? Da. Gândul care trebuie să te străfulgere pe fiecare dintre noi, ce fac eu aici acum? Uh-huh. Așa, dacă te-ai întrebat, deci toată atenția se abate spre sine, spre interior și te detașezi și te vezi pe tine pur și simplu, cum te zbați acolo ca un pește pe uscat și câteodată în situații de astea care par extreme, te mai bufnește și râsul, da? Da. Văzând câtă importanță dai la chestiile astea, da? Uh-huh. Și normal că nu este plăcut, da? Păi sora ei că o iubește, vede că se lovește, dar și ea și-o cere cu conexiunile și cu invitațiile acelea, da? Da. Parcă câteodată, uite când cântă, cum zice ea, muzica aia și tot timpul pune ce pune, parcă locul Liliane în birou așa este aproape lipită de perete energetic, știi? Da. Adică se expandează, se extind
jigodiile alea, că altfel nu poți le spun, știi? Așa, încercăm să o cuprindă și pe ea. Știi? Da. Da. Deci cu cât i-aș dorește mai mult, cu atât parcă ele îi fac în ciudă, da? Da. Cel mai bine să le trateze cu indiferență, da? Și să spun așa, pur și simplu, n-aveți decât să cântați și să ridicați în slavi. Și asta, păcat de vocile alea, da? Că poate de asta au și ieșit cu voce copiii aia care cântă în corurile alea și da. Așa, știi, că și ei se nasc cu voce în loc să cânte să bucure lumea, cântă să amețească lumea, știi? Da. Dar probabil și de asta li se dau vocile alea, știi? Că au nevoie de voci, de frecvențe de astea, de cântare, da? Da. Cea mai plăcută cântare pe 814 la ei, da? Așa, e frecvența care o prelucrează, da? Da. Așa și le place lor, în fine. E muzica aia fornăită, știi? Că altfel nu pot să-i spun. În fine, și... Dar uite că nu i-a convenit înscrierea în carte, să știi. Părții sufletești nu i-a convenit, știi. Da. E ca și cum se trezește brusc așa dintr-un joc, așa, dintr-un somn. Și zice, ce mă joc eu aici, spune. Păi mă joc, spune, ca să trăiască în locul meu. Nu are legătură prea bună sora cu corpul de lumină și iubire. Da. Nu are legătură prea bună. În fine. Adică, parcă corpul de lumină și iubire mai mult este înlocuit de o zonă de în ghilimele iubire și în ghilimele lumină din zona fâlfâitorilor, știi? Da. Iar Liliana se simte respinsă în privința asta de ea, da? Se simte respinsă câteodată și față de George, știi? Da. Și să știi că persistă în ea rana asta respingerii, da? O are de când era mai mică, știi? Parcă da. Existau lucruri așa pe care ea le făcea atât de bine, atât de perfect, totuși nu era observată, da? Da. Ca și cum mai degrabă observau poznele, relele, da, știi, la ceilalți și vedeau, da. Și apoi, ia să vedem până unde se duce, iar s-a simțit respinsă parcă de partea, acea parte de familia soțului, da? A simțit o răceală în dos, chiar dacă ei păreau iubitori și plini de compasiune și încercau să vină echipurile în ajutor, a simțit o parte ascunsă, o parte care, da, ca și cum n-ar fi fost până la capăt. Și, de fapt, cam asta cred că a observat toată viața în jurul ei, da? Cred da. Că fratele cu care este acum este singurul cu care a putut să meargă, cum să spun, până la linie deschis, da? Da. Restul parcă iubesc numai o parte din călătorie și cealaltă uită cumva de ea, da? Pe când ea iubește tot timpul călătorie, da, împreună, știi? Ei ca și cum fac pauze, da? Este normal că fiecare are viața lui, să spunem, da? Da. Așa. Și uite că este bună că au conexiunea asta ei doi, da? Tot o dungă neagră sub burtele, ca și cum are pantaloni, știi cum îi poartă câteodată copiii, știi, sau fetele. Da. Știi, la șorduri, așa ca o ață, ca un șnur. Acolo, nu știu ce-o fi în zona aia. Așa? Un blocaj, o împiedicare, da? Da. Și acum că frecvențele astea le-au deschis așa,
este o reluare, înțelegi? Dar spune că ea le-a avut întotdeauna, dar a fost încercări de comunicare celelalte, da? Și Da. poate că zgomotele astea nu sunau chiar identic, da? Nu sunau chiar identic. În rest nu văd conectată la dimensiuni interdeschise, știi, ca să, ca să audă, de exemplu, acele zgomote, cum se mult obiectele dintr-o dimensiune în alta. Că știți, Da. Că dacă pleacă pe altă linie, da, un milimetru, să spune, că n-am cum să spun mai sus sau mai jos, și obiectele se mută dintr-o dimensiune în alta, știi, sau cad, da? Da. Așa, și atunci unii dintre noi care suntem sensibili putem percepe, da? Sau putem percepe o încercare de luare de contact cu lumile de dincolo. Sunt frecvențe, dar trebuie să te înveți să le deosebești, știi? Care Da. și cum sună. Acest zgomot care l-am perceput de acolo vine acum, știi? Adică nu este, nu este prima dată, știi? Dar nu Da. băga toate ouăle în același coș, știi? Adică nu toate tipurile de zgomote sunt identice, da? Este adevărat că este tot în partea aceea, da? Ca o Da. placă, așa, ca o placă era pe tot capul, da? Dar este zona ta de luptă, da? Zona unde, în loc să respire structura aura, știi, ea s-a întărit ca o platoșă, da? Și Da. atunci orice se lovește de acea platoșă, orice frecvență, semnal și așa mai departe, ea le aude, da? Da. Și bineînțeles că le aude în momentele de liniște, toți le percepem, momentele de liniște, momentele de conexiune cu sinele nostru, da? Da. Da. Și deci îmi vine să zic că ea nu secretă suficientă serotonină. Așa mi-a venit, că este Da. în carență de serotonină, da? Dopamina este la nivel de barieră, să spunem, da? Da. Adică aproape cât să ajungă să meargă sistemul, da? Pe când cortizolul, da? Scuză-mă, deci atinge niveluri maxime, da? Da. Deci are un program de... Și normal că se irită, e logic, din punct de vedere fizic, da? Dar aici trebuie lucrat la programul ăsta. Da. Aici, la programul ăsta trebuie lucrat, da? Exact la asta trebuie lucrat, da? Da. Așa. Și cam asta este în genere, da? Acum Da. iese ca un fum așa, din picioare, și e zis să respire, să respire adânc și în fizic chiar acum, da? Și să lese și prin talpă, prin călcâi, prin degete să iasă și prin toată partea exterioară, da? Da. Să lese energia feminină, să circule liberă, energia feminină a corpului, și să se amestece cu energia masculină, să facă echilibru între cele două energii. Nu contează că n-ai pentru cine. Știi că am auzit o parte de ei că ea n-are pentru cine să fie. Pentru tine însăți, pentru că ești într-un corp de femeie. Da. Adică nu musai că să aibă substrat sexual, să spunem, intențiile tale, da? Da. Dar față de tine însăți, da? Mai faci și tu plăcerile tale, da? Ceea ce îi place inimii tale, sufletului tău, corpului tău, ție însăți, da? Da. Zile și viață, parte din viață, și pentru tine, pentru că este experiența ta, da? Tu nu trăiești numai pentru ceilalți, da? Ca să-i Da. mulțumești pe ceilalți, să îl crești pe băiat, să-l mulțumești, să fie el mulțumit, să
fie toți împăciuitori, nu știu pe unde. Și tu unde ești în ecuația asta, da? Da. Pentru că practic asta, cartea asta de matematică, unde e ecuația asta, tu o scrii. Zi de zi, în fiecare dimineață când deschizi ochii, da? Și atunci deci trebuie să ne alucăm, să ne alucăm timp și pentru micile noastre plăceri. Da. De a citi, de a sta liniștiți, de a... Nu, cumva ritmul vieții ei, deși pare pașnic, este totuși alert. Ca și cum se gândește de pe drum că iar se ceartă ea și intră în programul ăsta de stres, da? În programul ăsta de stres. Văd acum un chioșc, da? Sau o curte, dar știi, a cărei mare parte, deci este așa schițat cu ceva ziduri și o plasă, dar plasa este inundată de o verdeață cu mestie de la pe casă, așa, știi? Adică este o curte întunecoasă, da? Și este destul de lunguță, în partea dreaptă, cum intri în față, în stânga, pardon, că e invers, da? În partea stângă este o clădire care umbrește această curte și o face cumva întunecoasă, da? Apoi lipită cu casa care este și întunecă, este un corp de casă, da? Ori are mansardă, ori are etaj. Și curtea asta se îngustează, pentru că din coace în partea dreaptă începe iarăși un corp de casă. Cumva se merge, ăsta se termină mai brusc, da? Din partea stângă, care era lipit, da? Așa, ca și cum ar fi două case într-o curte, știi? Și la sfârșitul curții aceleia lungi este o grădină. Da. Nu este foarte bine delimitată, are un gard de plasă de aia cu ochiuri mari, da? Și mi se pare ciudat. Mi s-a părut ciudat că mi-a arătat locul ăsta, da? Da. Și zice că este a unei mătuși, da? De-a ei, da? La o soară, de-a bunici și a fi o rudă de departe, știi? Care este pe moarte, da? Și sinele ei zice că ar trebui să cumperi tu locul ăsta, pentru că casa asta, știi, că se va vinde, că aici o să-ți găsești liniște. Deci așa mi-a venit mesajul că atare v-am descris ce am văzut. Casa este cu mult grena, așa, știi? Parcă se ungurește, așa să zic, boierește. Știi, este destul de... Adică niște clădiri masive cu ziduri groase. Da. Nu de la făcute din paiantă, că dă o furtună, suflă vântul și s-a găulit, știi? Ceva rezistent, ceva vechi. Da. Vechi, dar care trebuie renovat. Știi? Așa, știi? Și cu ocazia asta, dacă sinele i-a transmis mesajul ăsta, da? Uite așa dăm noi mesaj, să apucă lumea să caute rudele, știi? Da. Așa, așa mi-a venit, așa spus. E din viața asta, nu e din altă viață, sigur. Eu îmi calculez foarte bine coordonatele înainte de a da informația, da? Așa. Da. Și rar se întâmplă să fiu prea aeriană, știi, să mă uit înapoi și să văd cum era așa. În fin. Și să vedem ce este în casă, da? Da. Deci, când am intrat în casă, când o se termină lucrările la ea, deci îmi apare cuvântul zădărnicie, da? Da. Deci nu știu de ce este programul ăsta aici și ce caută, da? Este ca și cum are momente când se întreabă că pentru ce bun toate astea să se zbată, să... pentru ce bun viața asta, așa? Da. O zi după alta și nu știu ce, da? Adică în puține cuvinte, eu aș zice că și-a pierdut bucuria vieții, da? Dar asta se explică și în procentul mare de cortizol, 57% din cocktailul hormonal, da? Da. Așa era. Și deci ea să se lege din nou cu bucurie de inima casei. Mhm. Da?
Da. Este ca un dans, ca un sul de asta s-a deschis, sulul de iubire și lumină până în sursă, știi? Și parcă ea este o fetiță așa și întinde mâna așa după stâlp și îl îmbrățișează și stâlpul acela învârte odată cu ea, știi? Da. Și bă, practica de aici încolo începe destocarea energiei de surplus, știi? Cum ar fi, cum ar fi depozitul de sentimente, trăiri și simțiri care sunt ca o încălceală din, dintr-un trandafir bătrân care are crengile groase, da, și niște țepe, așa arată, știi? Să le dea drumul, pentru că ele au fost trăite atunci. Au fost trăite atunci, da? Da. Oricum ar fi, oricât ar fi, orice s-ar întâmpla în viața ei, să spunem, ea tot are părerea asta de rău că este singură în felul ăsta. Adică ea a înțeles la nivel energetic, a înțeles foarte bine, dar da, la nivel fizic parcă este un spin acolo de care se agață toate celelalte, da? Da. De exemplu, când cei doi se ceartă, cele două personaje se ceartă, știi, ea se gândește cum ar fi fost viața ei după și că ea nu s-ar fi certat niciodată. Și se gândește poate cât sunt de prost, să spunem, că se iau unul pe altul și în loc să se prețuiască, să se iubească, să se cunoască între ei cât mai bine în toate aspectele, ei risipesc timpul care le-a rămas împreună în felul ăsta, știi? Da. Și, da, trebuie să scoată ce este posibil din spinul ăsta, da? Eu l-aș scoate pe tot, e așa drumul la tot veninul ăla negru, Da. să se ducă, l-aș tăia cu o foarfecă, așa, să curgă odată toată durerea asta, odată și mie. Și ceva, dă-ți voie să plângi odată tare, să plângi. Da. Să jelești, pentru că tu ani de zile nu ți-ai dat voie să plângi, să jelești, pentru că ar trebui să fii tare pentru cei din jur, pentru băiași, pentru toate astea. Dă odată drumul la plânsul ăsta să fii. Da. Dă-i cep la butoi acolo, da? Când nu te vede nimeni, plângi, dacă simți Da. nevoie. Bun. Și am uitat un pic pe puncte, da, să nu rămâne ceva nerezolvat. Spune că probleme pe partea dreaptă a corpului, scuze, zgomote în cap. Da, am spus. Dureri la palmă, degetul mare. Eu te urât și o posigene false, știi? Știi cum își puneau înainte femeile că își lipeau niște gene așa și pe unde stăteau lipite, pe unde erau dezlipite, ca să nu mai zic că-i urât, știi? Și-au pus gene ăla, știi? Chisul, da, clopo de lumină, știi, în partea de jos, da? Așa, spune că se umflă laba piciorului. Da, am văzut și cauza asta, da? Și vindecare s-a făcut și o să... Da. Eu cred cu tărie, da, că se va ameliora foarte mult și că în foarte scurt timp va dispărea senzația asta, da? Da. Să fac un plan pentru a termina lucrările din casă. Da, planul a fost cu legarea inimii energetice a casei. Da. Cu coloana ei energetică, da. Vezi tu că e greu pentru noi care suntem treziți, când vin meșterii ăștia plini de toate dihănile și noi avem puse tot felul de securi tăietoare și tot felul de spălătorii de mașini pe la ușii ei, și mai și spăim cu energie și anulăm și așa, deci ei nu se simt bine. Da. Ei nu se simt bine. Inițial, când dau nasul cu noi, se simt bine pentru că noi avem energie multă, înaltă, nu o aruncăm așa pe orice caie, știi? Dar după aia încep a resimți, știi?
Da. lucrurile astea, știi? Pentru că entitățile lor sunt restricționate, atunci și ei se simt restricționați prin abonament la energia lor, știi? Da. Da. Să seteze o intenție înaltă direct către sursă. Da? Să termine aceste lucrări. Da? Da. Și știi ceva, nu mai te împotrivi. Ia lasă lucrurile să curgă, da? Adică aici vezi tu, a intrat pe tărâmul nemulțumirii, da? Da. Și este nemulțumire că nu se termină. Deci se reflectă în nemulțumire pentru viața ta, da? Și da. Deci nu mai primești conexiunea de energie care trebuie, da? Deci nimic nu este mai blocant în viața omului decât nemulțumire. Da. Deci în momentul când ești mulțumit și recunoscător, nu că plouă cu piatra în ulei de crem, ci pentru că ai deschis ochii și este viața ta. Și toți din jurul tău sunt bine, așa cum trebuie să fie și ai de toate și sunt atâtea motive să fii mulțumit. Dacă intri în starea asta și știm că suntem tot timpul protejați divin, da? Da. De sinele nostru, de formele noastre energetice, de corpurile, de interfețiile cu corpul fizic, da? Știm că ăsta este păpușa, da? Și iar sforile sunt dincolo de văzul cu ochiul și auzul cu urechea și mirositul cu nasul, da? De toate simțurile, da? Atunci, dacă ne aducem aminte de lucrurile astea, este totul ok, da? Da. Deci când vine și te-ți gândare gândul ăla, uite cu lui, așa că nu se mai vine, zici, știi ceva, asta nu e gândul meu. Îl ard acum și definitiv, iar pe tine care l-ai transmis, te trimite în vacuumul galactic. Nu pe tine anulezi de crez. Da, pe acea entitate, da? Da. Ăsta nu este gândul meu, că vin... Nici măcar nu sunt gândurile noastre, sunt gânduri gândite de alții, sunt frecvențe, cum le scădem puțin, cum. Da. Auzi niște aberații de... Da. Bun. Așa și ce a fost la lucru cu cumnatul și sora este ultimul punct. Da, am văzut. Găsit, da. Dar lui... Cum să spune, provoacă o îngânfare, o șefie, îi provoacă nevoia de a avea, de a ține pe ceilalți sub control, știi? Da. Acum haideți să umblăm un pic pe la contracte, da? În primul rând, sunt cel puțin 5 sesizări de încălcare a liberei alegeri și a liberului arbitru aici. Deci, da? Că încearcă FDL-urile... încearcă să se conecteze la ea, da? Că încearcă celălalt, știi, să se conecteze. Deja din start sunt două încălcări grave ale liberului arbitru, da? Să fie clar. Așa că sancțiune, da? De sancțiune asta înseamnă tunul de lumină și dacă se mai întâmplă situații de astea, să-i cânte sfinți și nu știu ce în cap, da? La fiecare octa auzită, da? Să plece să conștientizezi din programul FDL-ului, așa, FDL-urilor, deci câte 100.000 de suflete, așa să spui de dimineață. Da. Și să vezi tu ușor încet dacă mai pune cântece. O să-i impună, o să o restricționeze să nu mai pună slujbe și cântece. Să vezi Da. Și spui așa, eu sunt o ființă determinată, da? Știu, sunt conștientă, știu care este, îmi este originea, menirea și puterea. Așa, și atunci cum să vii tu, fedeleu, și să pui pe altcineva, pe cineva drag, ca să fie mai dureroasă, așa să fie. Deci numele de spirit este Norain. Norain? Da. Da. Așa. Primul ei nume care a fost în prima manifestare, da? Da. Era Limaris.
Deci aud toate numele acum, știi? Da. Aden, Teria, Limastro, Limastro, bărbat, Da. în fine, astea sunt numele de prin încarnări, știi? S-a Da. deschis sertarul. Da. Bun. Așa, să revenim aici acum atunci. Tu știi ce nume e clar dacă e im Care? sau in? Nu știu, Nora im sau Nora in? Nu, in. Da. Dar se Bun. pronunță cu buza plină. Așa, în fine. De fapt nu se pronunță, el este o vibrație specială, este un anume cod. Da? Da. Ca și cum ne pot chema pe codurile astea de frecvențe, da? În cazul unei invazii generale putem fi chemați pe numele de spirit să ne retragem în sursă, cum ar veni, indiferent de situația noastră, da? Și Da. atunci explicați-mi mie de ce este așa de important fiecare flecușteț al vieții cotidiene. Și uite că sunt, da? Da. Bun, acum vreau să fac o introspecție generală încă o dată asupra energiilor, da? Asupra emoțiilor, asupra spinilor și a crengilor de trandafir pe care i-a Da. lăsat să crească în ea, neiubindu-se, da? Pentru că tot timpul s-a sacrificat pentru ceilalți, da? Da. Așa, și să dea drumul dacă dorește, bineînțeles, noi nu forțăm pe nimeni la toate astea, da? Zice sinele ei, uneori ea are o frică, Da. de ce nu vede ca văzul, știi? Clarviziunea din astral, știi? Da. Așa, zice că uneori este teamă, spune, că l-ar putea vedea cu ochii ei și că nu știe care ar fi reacția ei și că Da. i-ar vedea pe toți care au plecat, da? În fine, așa e cultura omenească, da? Deci suntem atât de egoiști, cu E mare de tipar, cât casa, în egoismul nostru, încât ne plângem morții, da? Da. De ce să plece ăla să scăpe de metric, să nu-i vorba de cazul de față în genere, zic, da? Aș să stea aici a Matrix, că dacă stau eu cu Da. tare și cu tare, să stea țapă și el, să ne folosim de el, da? Să vină, să ne facă, să ne dreagă, asta este egoism. Trebuie să ne bucurăm de fiecare suflet plecat din corp, da? Pentru Da. că s-a încheiat o experiență. Asta este. Așa, revenim aici acum. Deci o conexiune a corpului de lumină și iubire și cel translife cu holonul, cu sursa, cu iubirea, cu vindecarea, da? Da. Și îi punem perfuzii de lumină al lui Bloxinia. Așa le punem aici, creația ei, invenția ei, Da. da? Direct din sursă pentru vindecare în toată partea dreaptă și la picior, Da. acolo, da? Dar dă drumul la toate să plece, da? Aș recomanda chiar acum, după ce închidem sesiunea, seara asta, să faci o deversare totală, da? Da. Să spui tu cu voce tare, să spui deversez emoțiile stagnate, durerile, tot ceea ce nu sunt pentru mine în momentul ăsta. Nu reprezintă realitatea mea actuală, imediată, în corpul, în momentul ăsta, totul să deversez acum. Lăsați-vă să deversați. Intrați în Da. fluxul universal, în fluxul iubirii, în fluxul luminii, în fluxul viului, a mamei terea, a energiei pure ape. Îți trebuie conexiune și cu apa, da? Bine, deci două cuvinte.
binecuvântează-ți dimineața apa, care ți intră în un organism. Acele pahare de apă, că trebuie să fie două, trei, care, din câte am înțeles, să fie băut acum, cât bea fiecare, știi? Scrieți pe o hârtiuță, binecuvântez apa care mi intră acum în corp. Și te uiți în pahar, prin oglinda apei, până în fundul paharului unde e scrisă treaba asta, da? Uh-huh. Așa. Bun. Da. Să venim aici acum, așa, dacă mai are de făcut împământare. Nu, a făcut împământare și... Dacă și chakrele deschise, dacă și-a curățat lichide, fluidele din corp, să-și creeze și torul de lumină. Da. Așa. Bun. Dacă mai are un mesaj pentru partea ei fizică? Nu, i-a transmis deja mesajele. Dacă era fi transmis un mesaj pentru partea fizică, zic eu întotdeauna să transmiți. Da? Și toți cei care au fost lângă ea și au făcut această curățare. Da? Deși George și fratele, când, din câte știu, ei ceilalți doi, cumnatul și sora, cât cuprinde, am înțeles că închide, aveam o sesiune specială pentru ei. Da. Mai o lucrare mai în amănunt. Da. 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 Dacă suntem gata, atunci mulțumim și noi pentru această experiență, parcurs împreună și ne despărțim părțile eterice, separăm câmpuri morfice, semnături energetice, anulăm înțelegerea acestei ședințe, ne curățăm pe noi și împrejurimile noastre, închidem portaluri, canale, ardem toate rezidurile rămase în urmă. Iar acum, 1, 2 și 3, deschide ochii și te simți bine. Mă simt foarte bine, deci...